În numele Domnului nostru Iisus Hristos, continuăm serviciul divin și vom cânta împreună imnul 493, Mi-e dor de cer. Care locuiești în cerul unui glorios și mărire, iată din nou să plecați în feții tale, ca să-ți mulțim frumos, o Doamne, că ai fost alături de noi, până în clipile de față, ne-ai păzit, ne-ai călăuzit și putem să fim iar și în locașul Tău ce sunt. Te rog, Doamne, să ne binecuvântezi cu prezența Ta, cu puterea Duhului Tău ce sunt, fă ca Duhul Tău ce sunt să ne facă să înțelegem cuvântul Tău care a fi rostit și astfel să le putem să le punem mintea noastră în inimile noastre și noi să putem să le trăim viața noastră de fiecare zi. Rămâi în continuare cu noi, ascultă-le Tu din cerul rugăciunea noastră, noi îți mulțumim și îți lăudăm și îți preamărim numele Tău de Tată și al Domnului nostru Iisus Hristos și a Duhului Tău ce sunt, de acum și până în veșnicie. Amin.
pentru o misiune mondială. Cu câțiva ani în urmă s-a pus accentul pe dăruirea pentru proiecte, care a dus la o lucrare misionară ce altfel nu ar fi fost posibilă. Se întâmplă adesea ca după ce au fost cu succes implementate astfel de proiecte să devină o lucrare continuă a Bisericii, fiind nevoie de fonduri pentru susținerea în vederea continuării lucrării. Motiv pentru care este nevoie de dăruiri continue, regulate, sistematice ale membrilor credincioși, dincolo de sumele cu care ne-am înscris pentru un proiect anume, colecta de azi este pentru bugetul misiunii mondiale, adăugându-se altor sume fără proiecte specifice, cum ar fi darurile pentru misiunea școlii de sabat. Sunt membri în multe localități de pe fața pământului care nu pot permite cheltuielile de administrare ale lucrării misionare de zi cu zi. Ca atare, o astfel de colectă, care nu vizează un proiect anume, este esențială pentru susținerea lucrării pe termen lung și pentru succesul unor proiecte lansate anterior. În providența sa, Domnul a hotărât ca lucrarea din via sa să fie susținută de mijloacele pe care le-a pus în mâna slujitorilor săi, Mărturii, volumul 3. Apel, fie ca azi să ne arătăm drept slujitori credincioși în susținerea lucrării lui Dumnezeu. Colecta din sabatul acesta este destinată bugetului misiunii mondiale. Se va aduna darurile și zecimea. Părinte bun și sfânt, în numele și în meritele Mântuitorului Iisus Hristos, venim să-ți mulțumim frumos de harul, dragostea și iubirea ce o manifesti față de noi păcătoși. Îți mulțumim, Părinte bun, căci în această zi copiii tăi au putut să aducă aceste daruri înaintea ta. Te rugăm, în numele Mântuitorului Iisus Hristos, Părinte bun, binecuvântă aceste daruri. Binecuvântă și părțile rămase acasă și fă Tu, Doamne, ca lucrarea Ta să ia proporții și să fie vestită până la marginile pământului și Tu să revii cât mai curând. Așteptăm marea zi a întâlnirii cu Tine. În numele și în meritele Mântuitorului Iisus Hristos Te-a rugat, Părinte bun, primește lauda și mulțumirea, că Ție ți se cuvină toată slava, lauda și mărirea, aici, pe acest pământ și în veșnicii. Amin.
ne găsim ca popor, ca biserică, în ultima sută de metri înainte de a intra în Canaan. Și nevoie de lucrători ca să isprăvim ultima porțiune de câmp care trebuie terminată. În vederea aceasta... După copii? Bun, copii. Bună dimineața, copii! Și bine ați venit la adunare! După multe insistențe, uite că mi-a venit și mie rândul să vă spun o povestire. Nu știu cum o să mă descurc, sper să nu vă speriați de mine, să eu mai bădăran, așa, dar poate că o scoatem cumva la bun sfârșit. Povestirea de astăzi se referă la o familie foarte frumoasă care trăia undeva într-o țară în Occident. Și este o povestire adevărată. Această familie era compusă din mamă, tată, un băiat și o fetiță. Pe lângă toate acestea, pe lângă că era o familie frumoasă, era o familie fericită, era și o familie împlinită din punct de vedere financiar. Era o familie foarte înstărită. Aceasta se datora faptului că părinții dețineau o fabrică de muesli. Știe careva dintre voi ce înseamnă muesli? Sunt cerealele pe care mulți dintre voi le mâncați dimineața cu lapte. De cereale ați auzit, nu? Așa. Într-o zi, pe când tatăl, führerul, șeful se afla la birou, îi se semnalizează din partea echipei tehnice că în fabrica lui s-a defectat malaxorul. Malaxorul este un cazan mare în care se adună de pe toate benzile pe care vin toate sortimentele de cereale, se adună la un loc, iar acolo se amestecă și de acolo pornesc amestecate pe o bandă de unde intră în cutii. Bineînțeles că fondatorul acestei fabrici știa secretele utilajelor din fabrica lui mai bine decât toți mecanicii. Și a introdus mâna în malaxor, pe pipăite și-a dat seama care era defecțiunea, a remediat-o și lucrurile au decurs mai departe. Seara, când se pune în pat, și-a dat seama că nu are ceas pe mână. Vai de mine, unde am pierdut ceasul? I-a înghețat inima când s-a gândit că ar fi fost posibil ca acesta să cadă în malaxorul cu cereale. A fugit numai decât la firmă, a pornit camerele de la vederi și într-adevăr a văzut că atunci când a introdus mâna în malaxor avea ceasul pe mână, iar când a scos-o, nu-l mai avea. Ce grijă, ce supărare, ce necaz, tot viitorul lor și buna lor stare depindea de acest lucru. Vă dați seama, dacă malaxorul ar fi făcut mici fărâme acel ceas, câte bucăți de sticlă puteau ajunge în cutiile cu cereale la oameni acasă? Câte particule mici din mecanismul ceasului puteau să ajungă în farfuriile oamenilor? Câte bucăți din brățară puteau să ajungă la ei? Și în Occident nu este ca în România. Dacă ți se întâmplă așa ceva, te duci și dai în judecată firma producătoare și câștigi mulți bani.
Iar la câte persoane ar fi putut să ajungă obiecte din acel ceas în farfurii, dacă toți ar fi dat firma în judecată, cu siguranță că aceasta nu ar fi putut suferi asemenea despăgubiri și ar fi falimentat. Și tatăl și mama se îngrijau și plângeau și erau palizi și nu puteau să mănânce. Iar copiilor le-au zis, nu voi ne-ați spus că orice problemă avem să o punem în fața lui Dumnezeu? Nu voi ne-ați explicat că pentru Dumnezeu nimic nu este imposibil? Păi bine, dar valțurile acelea ale malaxorului stoc așa de mărunt. Este cu neputință ca acel ceas să nu fi făcut mici fărâme. Nu voi a zis că pentru Dumnezeu nu există imposibil? Haideți să ne rugăm. Bine, ne rugăm. Cum să dezamăgească copiii? Și copiii s-au pus și s-au rugat și au spus părinților, mami, tati, vă garantăm că problema va fi rezolvată de Dumnezeu exact așa cum ne-ați învățat voi. Și s-au rugat o zi, s-au rugat două, s-au rugat o săptămână, s-au rugat două săptămâni, două săptămâni de chin, două săptămâni de agonie pentru părinți. De câte ori suna telefonul, tresăreau. Acum ne sună cineva și ne reproșează. Acum suntem chemați în judecată. Acum suntem chemați de protecția consumatorului. Într-o zi, pe când tatăl la micul dejun mesteca în farfuria lui fără nicio poftă de mâncare și căzut pe gânduri, simte ceva mai greu în farfurie. Simte că lingura se agață de ceva. Să se fi lipit de fund cerealele? Să le fi fiert soția în așa fel încât acestea să se fie adunat golomoți la un loc? Ridică lingura și ce credeți că atârna pe lingură? Ceasul lui tata. Întreg, nesfărâmat, ticăia, era în perfectă stare de funcționare. Câtă bucurie, câtă mulțumire față de copii, câtă mulțumire față de Dumnezeu. Nu uitați, aceasta este o poveste reală. Ce puteți voi învăța din această poveste? Ceea ce au învățat și copilașii de la părinții lor. Orice problemă ați avea, cât de grave, aparent imposibil de rezolvat, pentru Dumnezeu nu există nimic imposibil și Dumnezeu ascultă rugăciunile și ale copilașilor. Amin. De data aceasta vom cânta două cântări, una va fi anunțată de aici și a doua cântare din sală, ca să rămână timp fratelui Abruzan pentru vorbire. Prima cântare va fi 434, care să ne dea un imbol pentru lucrare, pentru misiune de a încheia lucrarea. Și a doua, spuneți-o din sală deja de acum, ca să știm. 387, da? Prima 434, vă rog. Ajută Domnul să vezi cărarea pe urma Lui de mergi oricând voios. Tu urcă munții și se bate marea, frumos în felul păcii lui Hristos. Semănător de dragoste cerească, în parte adevărul oșecut, de
nu poți face câmpul să încolțească, că-ți datoria restul va sălut. Te ajută, Domnul, să vezi cărarea pe urma lui, de mergi oricând voi o, tu urcă munții și străbate marea, fii mesagerul păcii lui Hristos. Lui Dumnezeu dumnește cu tătare, păstrează ochii inimii deschid, slujirea e favoarea cea mai mare și bucuria de la secerit. Te ajută, Domnul, să vezi cărarea pe urma lui, pe oricând voi o, tu urcă munții și străbate marea, fii măsagerul păcii lui Hristos. Amin. 3-7, da? Ce fericire am pe Iisus! Iisus a promis că este păstorul nostru și dacă îl lăsăm să fie păstorul nostru, atunci viața noastră va cunoaște o dimensiune la care nici nu ne așteptăm. Există multe făgăduințe în Sfânta Scriptură. Îmi place una într-un mod deosebit, aceea în care spune că am să zvestesc lucruri ascunse, lucruri pe care nu le cunoști. Aceste
făgăduințe ale lui Dumnezeu sunt valabile atât la nivel individual, cât și la nivelul bisericii. Dumnezeu are pentru biserica sa planuri extraordinar de mari. El este păstorul nostru. Are pentru viețile noastre personale planuri extraordinare. Condiția este să-L lăsăm pe El să fie păstorul. Pentru că atunci când nu-L lăsăm pe El să fie păstorul vieților noastre, atunci rătăcim și avem parte de eșecuri. În dimineața aceasta aș vrea să mergem împreună pe doi munți. În primul rând, primul munte pe care vrem să urcăm este acel munte pe care i-a chemat Domnul Iisus înainte, pe ucenicii săi, înainte de a se înălța la ceruri. Evanghelia după Matei, la capitolul 28, versetul 16. 16 până la 20. Cei 11 ucenici s-au dus în Galileea, în muntele unde le poruncise Iisus să meargă. Iisus i-a chemat pe un munte. Când l-au văzut ei, i s-au închinat, dar unii s-au îndoit. Iisus s-a apropiat de ei, a vorbit cu ei și le-a zis: toată puterea mi-a fost dată în cer și pe pământ. Duceți-vă și faceți ucenici din toate neamurile, botezându-i în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, și învățați-i să păzească tot ce v-am poruncit. Și iată că eu sunt cu voi în toate zilele, până la sfârșitul veacului. Acestea au fost ultimele cuvinte pe care Domnul Hristos le-a spus ucenicilor înainte de înălțarea sa. În aceste ultime cuvinte sunt 7 idei importante. Și aș vrea să le luăm pe rând. Toată puterea mi-a fost dată în cer și pe pământ. Al doilea gând, duceți-vă. 3. Faceți ucenici. 4. Din toate neamurile, fără deosebire. 5. Botezându-i numele Tatălui, al Fiului și al Duhului Sfânt. 6. Și învățați-i să păzească tot ce v-am poruncit. 7. Și iată, eu sunt cu voi în toate zilele, până la sfârșitul veacului. Aș vrea să vă întreb pe dumneavoastră, din aceste 7 afirmații, 7 idei importante pe care Domnul Hristos le-a lăsat în ultimele sale cuvinte înainte de înălțare, care dintre acestea 7 vi se pare ideea principală care le cuprinde pe toate celelalte la un loc? Care vă place cel mai mult? Poate că unele vă plac mai mult, dar gândiți-vă dumneavoastră, care vi se pare că ar fi ideea centrală care le cuprinde pe toate celelalte? Poftiți? Eu sunt cu voi. E făgăduința lui Dumnezeu. Ne plac făgăduințele. Și e frumos că ne plac făgăduințele. Din perspectiva mea, eu vă aduc un mod de gândire și nu trebuie să-l luați ca atare. Trebuie să judecați dacă e biblic sau nu. E o altă idee care aș pune centrală. O alt gând, o altă idee, care vi se pare centrală? Duceți-vă! Da, este o idee importantă, dar tot nu este ideea centrală din perspectiva pe care vreau să o aduc înaintea dumneavoastră. Poftiți? Învățați-i! Este foarte important să învățăm pe oameni căile Domnului. Și în familia noastră, pe copiii noștri și pe oamenii care vin în biserică. Tot nu este ideea centrală. O altă... Asta s-a spus. Toată puterea mi-a fost dată. Da, e o idee foarte importantă din perspectiva pe care vreau să o prezint. Nu este ideea centrală. Mulțumesc! Am mai auzit cuvântul ăsta, s-a mai spus mai înainte, dar am vrut ca să mai trec prin altele până când ajungem aici. Faceți ucenici. Din perspectiva pe care vreau să vă prezint înaintea dumneavoastră, dimineața aceasta, este ideea centrală a mesajului Domnului Hristos. Toată puterea mi-a fost dată în cer și pe pământ. Din ce motiv, cu ce scop? Ca voi să faceți ucenici. Duceți-vă, cu ce scop? Ca să faceți ucenici. De unde îi faceți acești ucenici? Din toate neamurile. Ce mai faceți cu acești ucenici? Îi botezați.
în numele Tatălui, al Fiului și al Duhului Sfânt. Și ce mai faceți? Îi învățați să păzească tot ce v-am poruncit. Din perspectiva pe care vreau să vă prezint în dimineața aceasta, faceți ucenici este ideea centrală. E foarte important și dacă voi faceți ucenici, dacă faceți lucrul acesta, spune Domnul Hristos, eu voi fi cu voi în toate zilele până la sfârșitul veacului. E foarte important să găsești întotdeauna elementul central în absolut orice faci în lumea aceasta, să găsești ideea centrală care le ansamblează și le cuprinde pe toate. Pentru că atunci ești pe drumul cel bun care te duce la succes, te duce la victorie. Poate că unii dintre noi am spune botezații ar fi punctul central. Mi-aduc aminte că am participat de mult la câteva cantonamente pastorale în care tot subiectul a fost cum să aduci un suflet la Hristos, să-L botezi. Și e important ca să facem lucrul acesta, să învățăm cum să-i aducem pe oameni la Hristos și să-i botezăm. Însă aș vrea să vă spun că botezul este doar un proces din formarea ucenicului. Nu botezul este ținta finală. Ținta finală pe care o prezintă Domnul Hristos aici este ucenicul. Botezul este doar un proces din formarea ucenicului. Și poate că noi ne-am mulțumit cu ideea că ar fi suficient dacă îi aducem pe oameni la biserică și îi botezăm. Și cred că paradigma aceasta ne-a influențat oarecum. Și noi trăim potrivit acestei paradigme. Ne bucurăm când avem botez. Și vrem ca oamenii să se boteze. De aceea facem lucrări de evangelizare. Dar observăm în ultima vreme că botezurile sunt mai rare, nu sunt atât de abundente așa cum erau imediat după Revoluție. Și această nouă paradigmă în care ucenicul este elementul central, este ținta definitivă, ne învață să gândim altfel, că botezul este doar un proces din formarea ucenicilor și că lucrarea noastră nu s-a încheiat la botez. Senzația pe care eu o am este că noi am botezat oameni, dar nu am mers mai departe în a face ucenici. Și biserica, într-un anumit fel, este plină de spectatori. Adică noi venim de multe ori la biserică ca niște spectatori la programe. Și este foarte important ca noi să nu fim doar spectatori, programele sunt foarte importante, însă este foarte important ca ținta noastră să fie aceea de a face ucenici, pentru că aceasta este ținta finală. În momentul în care există ucenici, acei ucenici vor face la rândul lor alți ucenici. Această schimbare de paradigmă ne învață să mergem mai departe, că noi mai avem ceva de făcut în biserică. Trebuie să învățăm și să devenim niște ucenici ai Domnului Hristos, care la rândul lor fac alți ucenici. Într-o altă ocazie, Domnul Hristos, Dumnezeu îl cheamă pe Moise pe munte, tot pe un munte. Aici, observați, Domnul Hristos îi cheamă pe ucenici pe munte. Și într-o altă situație, în Exod capitolul 25, Domnul a vorbit lui Moise, versetul 1, și a zis, vorbește copiilor lui Israel, și versetul 2, să-mi aducă un dar, să-l primiți pentru mine, de la orice om care îl va da cu tragere de inimă. Și spune mai departe ce să aducă, și în versetul 8 spune, să-mi facă un locaș sfânt și eu voi locui în mijlocul lor. Dumnezeu îl cheamă pe Moise pe munte și îi dă toate instrucțiunile după care să facă acest locaș sfânt pentru ca el să locuiască în mijlocul lor. Iar la sfârșitul capitolului 25, versetul 40, Dumnezeu întărește această idee înaintea lui Moise și îi spune să faci după chipul care ți s-a arătat pe munte. Cu alte cuvinte, Moise, dacă vei face un locaș sfânt, eu voi locui în mijlocul vostru. Dacă vei face așa cum ți-am arătat pe munte, eu voi fi în mijlocul vostru.
Iau această experiență pe care o trăiește Moise acolo pe munte și mergem cu această experiență la acel munte pe care îi cheamă Domnul Hristos pe ucenici și le spune: toată puterea mi-a fost dată în cer și pe pământ, duceți-vă, faceți ucenici din toate neamurile, botezați-i în numele Tatălui, al Fiului și al Sfântului Duh, învățați-i să păzească tot ce v-am poruncit și iată că eu sunt cu voi în toate zilele până la sfârșitul veacului. Cu alte cuvinte, dacă ne întoarcem la Moise, Moise, dacă vei face așa cum ți s-a arătat pe munte, eu voi locui în mijlocul vostru. Dacă nu vei face așa, eu nu voi fi în mijlocul vostru. Iau acest tipar de pe muntele acela în care Moise se întâlnește cu Dumnezeu și îl duc din nou pe tipar, pe muntele unde Domnul Hristos, la înălțarea sa, le lasă un alt mesaj. Dacă veți face ucenici, eu voi fi cu voi în toate viacurile, până la sfârșitul, până la sfârșitul viacurilor. Matei, dacă eu sunt cu voi în toate zilele până la sfârșitul viacului, dacă veți face ucenici, eu voi fi cu voi, eu așa înțeleg mesajul, dacă nu veți face ucenici, eu nu mai pot să fiu într-un mod special cu voi. Dumnezeu este cu noi într-un mod special atunci când noi facem după chipul care El ne-a arătat pe munte. Lui Moise i-a spus să facă exact așa și atunci Dumnezeu va locui în mijlocul lor. Dacă nu faci așa, nu vei locui acolo. Dacă voi faceți ucenici, eu voi fi cu voi. Dacă nu faceți ucenici, eu nu pot să fiu cu voi. Pentru că scopul lui Dumnezeu este să facă ucenici. Scopul lui Dumnezeu nu este doar de a face spectatori în biserică, ci de a deveni ucenici care îl cunosc pe Dumnezeu, care și-au schimbat caracterul și care la rândul lor fac alți ucenici. Până la Revoluție nu exista o libertate a programelor. Și eu n-am prins acele vremuri. Eu m-am botezat în 93. Eram în anul 2 la silvicultură în Brașov când m-am botezat. Dar mi-au povestit, dumneavoastră, cei mai bătrâni, mi-ați povestit că până la Revoluție nu existau libertate de programe. Și am înțeles că fratele Wilhelm Moldovan se întâlnea cu jumătate din pastorii conferinței Transilvania Sud, oarecum sunt ucenicii fratelui Wilhelm Moldovan care se întâlneau în ascuns și făceau teologia. A fost o situație în care nu se dădea libertatea programelor. Imediat după Revoluție s-a dat libertate. Dumnezeu a dat libertate și în momentul acela, 10 ani după Revoluție, au mers cele două elemente împreună. A face ucenici cu a face programe. Senzația mea însă, în ultima vreme, este că avem acum libertatea de programe. Facem multe programe, avem o televiziune națională, avem posturi de radio și avem impresia că programul este totul. Programele nu sunt rele, programele sunt absolut necesare, dar programele reprezintă doar cadrul în care noi suntem chemați de către Dumnezeu ca să facem ucenici. La Brașov am un frate, un prieten care e inventator și care a mai fost și la Târgu Mureș, și am fost în țară vreo 20 de locuri, a prezentat această conferință. Poate cu ajutorul Domnului vom veni vreodată și aici. El a făcut o descoperire foarte interesantă în care a plecat de la textul biblic și a reprodus creațiunea lui Dumnezeu. Cum se învârte pământul în jurul soarelui. Și e foarte interesant că pământul, în timp ce se învârte în jurul soarelui, în același timp execută și o rotație în jurul axei sale. De aceea apare ziua și noaptea. Anotimpurile, datorită faptului că pământul se rotește în jurul soarelui, în timp de 365 de zile, iar ziua și noaptea pentru că se rotește în jurul axei sale. A face ucenici și a face programe sunt două elemente care merg absolut împreună.
Nu este suficient să facem doar programe. Dumnezeu ne cheamă să facem ucenici. Și vreau să vă demonstrez, nu am aici, am făcut într-un PowerPoint, am prezentarea, ce se întâmplă dacă am luat numărul de membri la nivel mondial și am zis dacă doar unul din 100, cum zice sora White, că zice nici unul din 100 nu sunt pregătiți, doar unul din 100 ar face un ucenic într-un an. Din cei 18-20 de milioane de adventiști cât există în toată lumea. Dacă doar unul din 100 ar face un ucenic, iar fiecare ucenic la rândul lui ar face un alt ucenic, știți în cât timp lumea ar fi evangelizată? Hai să vă spun o întâmplare. Poate că o știți. Legenda șahului, o cunoașteți? Poate v-a spus-o fratele Toma, că dânsul e bun șahist, a fost bun șahist. Cunoașteți? Cum a apărut șahul? Deci că împăratul Persiei se plictisea de minune la palat. Și tot căuta el ce să mai facă ca să nu se plictisească. Și a chemat înțelepții, a chemat înțelepții ca să-i facă ceva ca să se simtă bine. Și a venit un înțelept care l-a învățat șah. Și a fost atât de captivat șahul Persiei, că după aceea a devenit șahul Persiei, nu împăratul Persiei, datorită faptului că a fost câștigat de această idee, încât a zis înțeleptule, pentru că mi-ai adus jocul ăsta de șah, vreau să te răsplătesc. Ce vrei tu îți dau? Spune-mi ce vrei și îți dau. Și înțelept, ce împărate? Auzi, eu, uite ce îți cer. Știți că tabla de șah are 64 de pătrățele, da? La primul pătrat din tabla de șah, îmi dai un bob de grâu. La al doilea pătrat, îmi dai două. La al treilea îmi dai 4, la al patrulea îmi dai 8, apoi 16, apoi 32 și apoi tot așa, până la sfârșitul celor 64 de 8 ori 8, 64 de pătrățele din tabla de șah. S-a uitat împăratul și la el și a zis, păi, așa ceva în ceri? O mână de grâu? Ce nu, împărate, vreau să numărăm. Și au început să numere. Și au început să numere boabele. Și au numărat. Ce crezi, o mână de grâu, nu? Și au numărat. Și la un moment dat, știți că tot dublau. La fiecare tăbliță se tot dublau. La un moment dat au zis, măi, acum trebuie să dublăm sacii. Au ajuns la un sac de grâu. Acum punem în loc de un sac 2. În loc de 2 punem 4. În loc de 4, 8. 16. Și așa mai departe. Ce ziceți? Știți cât este 2 la puterea 63? Nu am cifra în minte, o am scrisă. Dar specialiștii au calculat că planeta Pământ, fără mări și fără munți și fără mări, să fie doar câmpie toată, cu două producții pe an de grâu, are nevoie de 4 ani ca să producă tot grâul care ar rezulta din acest proces. Este, dacă vreți, formula bombei atomice. Și împăratul la un moment dat, înțelept, a zis, împărate, dar nu mai avem grâu. Măi, ați calculat corect? Da, am calculat. Nu, păi toată împărăția nu are atât grâu cât cere omul acesta. Am calculat, știți în câți ani? În 14 ani de zile, dacă 1% din toți cei care sunt pe planeta aceasta, Pământ, adventiști, ar face un ucenic pe an. Și fiecare ucenic la rândul lui ar face un alt ucenic. În 14 ani depășim cifra de 7 miliarde. Vă dați seama ce formulă e? Acesta a fost mesajul Domnului Hristos. Mergeți și faceți ucenici. Sigur, noi ne putem scuza și ne putem liniști conștiința că am făcut programe. Dar Dumnezeu zice, nu programe vreau, eu vreau ucenici. Programele se fac ușor, se fac cu mintea și cu pixul, dar ucenicii nu se fac cu mintea și cu pixul.
Ucenicii se fac cu sufletul, cu inima, cu rugăciunea. Ucenicul se face numai prin puterea lui Dumnezeu. Faceți ucenici din toate neamurile. Dacă voi veți face ucenici, eu voi fi cu voi, spune Domnul, până la sfârșitul veacului. Fraților, suntem chemați să devenim ucenici noi în primul rând și mai departe noi să fim aceia care facem mai departe ucenici. Este voia lui Dumnezeu, aici este locul în care noi trebuie să ne concentrăm. S-au făcut niște studii și dacă biserica ar avea astăzi membri doar din copiii care s-au născut în biserica adventistă, ar fi de nu știu câte ori mai mare numărul bisericii. Din acest motiv, educația este metoda de a face ucenici. Din acest motiv, educația este cea mai bună metodă. Învățați-i să păzească. Faceți ucenici prin ce? Printr-un sistem de educație. Printr-un sistem de educație pe care să-l ai tu ca părinte în familia ta, dacă vrei ca copiii tăi să devină ucenici. Printr-un sistem de educație al bisericii, care trebuie mai departe dezvoltat. Și cred că am mai fost la dumneavoastră și v-am spus că Diviziunea America de Sud a crescut în 4 ani de zile, în 5 ani de zile, între 2000 și 2005, cu 700.000 de membri. Asta înseamnă cât 10 uniuni din România doar în 5 ani. Și vreau să vă spun că ei sunt diviziunea care au ascultat cel mai bine sfatul Spiritului Profetic. Acolo unde deschideți o biserică, să deschideți și o școală. În Diviziunea America de Sud este cel mai bine dezvoltată educația adventistă. Când au venit la noi, în România, ei au spus, diferența între noi și voi este că la noi toți lucrează, pe când la voi, adică ei ce au? Au ucenici care lucrează, care fac alți ucenici. Pe când la voi doar pastorii. Ei, acești toți care lucrează au trecut printr-un sistem de educație adventist, pentru că ăsta e rostul sistemului de educație adventist, să facă ucenici. De aceea vreau să vă încurajez din toată inima, investiți în educație, ori de ce fel ar fi ea. Educația, sau au demonstrat oamenii de știință, educația este cea mai profitabilă investiție dintre toate investițiile. Informațiile sunt cele mai importante. Investiți în educație. Prin educație noi putem să facem ucenici. În Diviziunea America de Sud, în 2000, la fiecare 10 membri ai Bisericii Adventiste exista un elev de la clasa 1-a până la universitate, cuprins într-un sistem de educație adventistă. Dacă l-am raportat la noi, ar trebui la 70.000, să zicem, cât suntem în România, în afară de cei care sunt în străinătate, ar fi necesar ca noi să avem 7.000 de tineri de la clasa 1-a până la universitate, într-un sistem de educație cu o filozofie adventistă, care are profesori consacrați. Și studiind domeniul acesta care mă pasionează, practic eu prin cartea Educație am venit în biserică. Asta a fost cartea care m-a cucerit. Am înțeles 3 lucruri. Pentru ca o școală să facă ucenici, sunt 3 necesare, Ellen White accentuează 3 elemente importante. Trebuie să fie în mijlocul naturii. Influențele naturii, să fie rupți de influențele orașului. De aia și școlile profeților erau scoase în afară. În al doilea rând, Biblia să fie principalul manual de studiu. Și în al treilea rând, Iisus Hristos prezent acolo, în viața profesorilor. În mijlocul naturii, Biblia, cel mai important element de studiu, profesori consacrați care l-au pe Hristos în viața lor. Când lucrurile acestea 3 sunt legate împreună, acolo se formează ucenici. Și Dumnezeu ne invită să facem ucenici în primul rând în familiile noastre. Apoi ne invită să mergem mai departe. Să începem în Ierusalim, prima dată cu familia. Acolo este locul în care suntem chemați în primul rând să facem ucenici. E important lucrul acesta. Dumnezeu are pentru noi niște lucruri extraordinare.
Această formulă a bombei atomice de multiplicare a bisericii se va vedea în momentul ploii târzii, dar noi putem să grăbim momentul acela. Pentru că așa spune textul Scripturii, așteptând și grăbind ziua venirii lui Iisus. Doresc din toată inima să avem această paradigmă în mintea noastră. Ținta finală pe care Domnul Hristos a pus-o în mintea noastră înainte de a se înălța la cerul este: faceți ucenici. Să trecem de la paradigma botez la paradigma ucenic. Botezul este doar un proces din formarea ucenicului. Dumnezeu ne invită pe toți dintre noi, acolo unde suntem, cu darurile pe care le avem, cu capacitățile pe care ni le-a dat, să facem ucenici. Dumnezeu să vă ajute, Dumnezeu să ne ajute pe fiecare ca să facem lucrul acesta. Amin. Închidem serviciul divin în numele Domnului Iisus cu imnul 497, Sfântă Speranță. Oh,
Vă mulțumim, Tatăl din ceruri, pentru acest sabat binecuvântat. Vă mulțumim că din nou am putut să fim în casa Ta. Vă mulțumim, Tatăl din ceruri, pentru toate binecuvântările Tale. Vă mulțumim în special pentru cuvântul care ai dat și cu această ocazie. Vă mulțumim că ne-ați aminte că și trebuie să fim lucrători în via Ta. Vă mulțumim, Doamne, că ne-ai adus aminte acest lucru. Ajută-ne și dăm putere. Dă-ne putere să vestim lumii adevărul și că Domnul Iisus va veni de curând. Vă mulțumim, Doamne, pentru toate în numele Domnului Iisus Hristos. Amin. Amin.